este îngropată cu pianul Victoria, da? Cine? Dumneavoastră. Apărătorul? Vier, succesorul părților Tămate Pârlici, Alexandra, da? Dumneavoastră. Deci, îți permite înregistrarea video la deschidere, așa cum este prevăzut în articolul 36 procedură penală și la pronunțare putere. Țineți acest lucru? Da, cum? Că nu vă dau afară, eu vă urmăresc. Nu puteți să faceți demonstrație în sala de ședință. Așa ceva în lege nu scrie. Atunci, știți legea. Apel a fost depus și de către acuzatorul de stat. Acuzatorul de stat insistă, adică de procurorul de la Strășeni, el insistă asupra aceleași pedepse care a existat și în prima instanță, 12 ani. Motivele invocate în susținerea apelului său sunt că, de fapt, ea nu s-a căit, nu a acordat asistență psihologică victimii, nu știu ce are în vedere până acest fapt. Și mai nou, invocă faptul că motivul al săvârșirii infracțiunii ar fi infidelitatea Victoriei. Acest lucru este și în sentința instanței, probe nu sunt în acest sens, se încearcă să găsească un motiv de a camufla faptul că Victoria a fost spus acțiunea de violență familiei până acum și acest motiv se pare că este pretinsă infidelitatea Victoriei. Acum ședința judecată a fost ținută apelurile, am depus unii ceri privind la audierea unor martori, specialiști și așa mai departe, ședința a fost numită pentru data 15, orele 10, unde se plecea deja la cercetarea judecătorească, să fie examinate probele.